Vă mulțumesc pentru că ați dat curs acestei invitații. În timp ce marcăm un an de la începutul războiului din Ucraina, Moldova condamnă din nou violența și agresiunea care au cauzat multă suferință poporului ucrainean. Suntem solidari cu țara vecină și în continuare vom face totul pentru a asigura pacea, calmul și demnitatea atât evident a țării noastre, a cetățenilor țării noastre, cât și pentru acei oameni, acele persoane care au trebuit să fugă din Ucraina pentru pe teritoriul țării noastre și știți bine că de solidar este societatea noastră cu refugiații din Ucraina. Țara noastră a fost în mod deosebit afectată de acest război, dar în acest ultim an am putut demonstra cu toții, ca societate, ca instituție a statului, ca echipă de guvernare, că putem răspunde rapid și eficient la aceste provocări, inclusiv la gestionarea fluxului de refugiați. În acest an am lucrat neobosit, alături și împreună cu un alt comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, ICNUR, pentru a menține în continuare pacea și stabilitatea pe teritoriul nostru și pentru a sprijini și ajuta partenerii noștri ucraineni și știm bine că acest lucru ne-a reușit în pofida stresului căruia am fost supuși cu toții și putem spune chiar că suntem mândri de reziliența țării noastre, a societății noastre în fața acestor provocări și evident gestionând aceste provocări nu am fost singuri, am fost alături și sprijiniți de partenerii noștri, printre care ICNUR-ul a jucat un rol deosebit. În același timp, în continuare, continuăm să trăim cu toții în această regiune dificilă, în continuare vom face totul pentru a păstra calmul pe teritoriul nostru, pacea pe teritoriul nostru, nu suntem singuri și sunt absolut convins că acest lucru ne va reuși și în continuare, inclusiv datorită parteneriatelor pe care le avem și inclusiv datorită coparticipării ICNUR-ului la menținerea calmului, stabilității și păcii pe teritoriul nostru și împreună am putut demonstra că suntem o forță care contribuie la cauza păcii și la salvarea de vieți omenești. În plus, suntem recunoscători partenerilor noștri, în cazul dat ICNUR, care ne-au ajutat să gestionăm criza umanitară și să avansăm rapid spre standardele europene, inclusiv în gestiunea refugiaților. Cu această ocazie, unul din motivele pentru care v-am invitat aici este pentru că tipul de sprijin pe care ne-l oferă partenerii noștri devine și ia forma unor măsuri foarte concrete, inclusiv prin donații și achiziții de echipament. Pentru Centrul de Apel al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, care este unul dintre principalele instrumente utilizate de minister pentru a menține relațiile cu misiunile diplomatice și birourile consulare ale Republicii Moldova din străinătate și pentru a răspunde la numărul mare de solicitări de servicii consulare pe care îl avem și care a crescut vertiginos odată cu declanșarea războiului din Ucraina și odată cu presiunea pe care am simțit-o noi cu toții, inclusiv au simțit-o serviciile consulare. Ca parte a eforturilor de consolidare a capacității guvernului nostru de a gestiona criza refugiaților, Ministerul a solicitat și a primit această donație generoasă de care valorează 7,5 milioane de lei de la ICNUR pentru modernizarea centrului nostru de apel. Și această donație ne permite în continuare să creștem capacitatea tehnică a centrului de apel, precum și să sprijinim tranziția către o comunicare modernă, strategică, diversă și sigură al rețelei noastre consulare. Suntem recunoscători ICNUR pentru sprijinul în acest moment critic și în acest an critic și aici apreciem înalt și sprijinul și implicarea înaltului comisar al ONU pentru refugiați Filippo Grandi, care a vizitat Republica Moldova atât în ianuarie anul curent, cât și anul trecut și pe parcursul acestui an a demonstrat un atașament atât personal cât și instituțional pentru situația din Republica Moldova. Și evident, într-o chiparea și persoana care a lucrat zi și noapte alături de noi pentru ca să gestionăm împreună această criză umanitară care a afectat sute de mii de oameni care au trecut pe
teritoriul Republicii Moldova și, evident, milioane de ucraineni. Am lucrat alături de Francesca pe parcursul acestui an împreună pentru a ne asigura că refugiații sunt ajutați și că pe teritoriul nostru pacea și securitatea a tuturor continuă să fie asigurată. Acestea fiind spuse, Francesca, mersi enorm pentru acest sprijin și contăm în continuare pe devotamentul și energia dumneavoastră în lucrul nostru comun pentru a minimiza eforturile acestui război brutal. Mersi. Mulțumesc, minister. Mulțumesc to you. And if I really start to say thank you, Minister Popescu, thank you to all the team of the Ministry of Foreign Affairs of Moldova for your incredible commitment since the 24th of February. It's more than a year that this brutal war is still ongoing and still many needs are there asking for our support and cooperation. But the way Moldova reacted and gave an exemplary way to receive refugees, not only giving them the basic needs, but giving them the humanity to find a home in Moldova. So I would like for this to say thank you to you, Minister, thank you to the Minister of Foreign Affairs team, but also to Moldova government and people, because these efforts gave you also the recognition internationally that yes, it's true that you are a small country, but you are a country that is very rich in solidarity and humanity. And we stand with you for this commitment. This equipment is almost 500,000 contribution, but for us it's not only important the financial support. It's important the fact that with this equipment we can support you to connect with the not only refugees, but Moldova all around the world, continuing your excellent work of connecting Moldova and Moldovans and refugees with all the international community and the needs of Moldovan community and refugees community. And it's not only useful for challenging time that we are living now, but we are very committed to continue our support with this donation and our continued work to prepare ourselves for a better future. This war is terrible, but we believe that peace will prevail. And our unity, our solidarity, our work together is also a standing for a better world and a better humanity, not only for Moldova, but for the global situation. So, noi suntem împreună pentru pace, stabilitate e pentru refugiate și moldovans alike. Grazie. Mulțumesc mult. Grazie. Okay? Mulțumesc. We go? Next time in I will try in Romanian, okay? Okay. And then you can take I keep